Bun găsit, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună o pască turnată. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul meu de preparare. Pentru a pregăti această rețetă avem nevoie de 8 ouă, 400 de grame de brânză de vaci, 350 de grame de smântână, 170 de grame de făină, 170 de grame de zahăr, 150 de grame de unt, 50 de grame de stafide, coaja de la o lămâie, o linguriță de pudră de vanilie, o esență de vanilie, o esență de rom, 2 linguri de zeamă de lămâie, o linguriță de praf de copt și o linguriță și jumătate de sare. Punem mai întâi în bolul robotului ouăle, sarea, zahărul și o să le batem spumă. Ouăle noastre s-au bătut foarte bine, uitați. Acum începem să adăugăm din celelalte ingrediente. Adăugăm mai întâi untul, care este la temperatura camerei. Adăugăm smântâna. Adăugăm și brânza de vaci. Adăugăm și esențele. Începem să adăugăm toate ingredientele. Acum adăugăm și făina. O mai lăsăm un pic să se amestece. S-au amestecat foarte bine toate ingredientele. Am tapetat o formă din aceasta de tort. A mea are 25 de centimetri în diametru. Acum turnăm toată compoziția. Uitați-vă cum este, compoziția curge. Am așezat compoziția în tavă. Acum o să punem și stafidele. O să vă vând un pont. Pentru ca stafidele să nu se lase la fundul, la fundul prăjiturii, eu am pus aici, să zic, o linguriță de făină și amestecăm aceste stafide care eu le-am tocat în prealabil pentru că erau prea mari. Le dăm așa prin făină și le aruncăm în compoziție. Acum dăm tava la cuptorul încins la 170 de grade sau 160 de grade, depinde de cuptorul fiecăruia, pentru 40-50 de minute. O să facem testul cu scobitoarea. Pasca noastră este gata. Îi facem testul cu scobitoarea. Este curat. A stat în cuptor 35 de minute. Acum o scoatem din cuptor. O lăsăm să se răcească ca să putem să o tăiem.